Salutări tuturor! Rapid pierde acasă cu 1-0 și ratează șansa de a se apropia un pic de liderul Farul, care pierduse aseară. Rapid pierde cu 1-0 acasă în fața lui Hermannstadt, o echipă care nu mai câștigase de anul trecut, o echipă care părea condamnată înaintea acestei partide, însă care pleacă din Giulești cu o victorie și nu doar cu o victorie, ci cu o victorie fără gol primit. Rapid ratează penalti în finalul meciului, un penalti discutabil acordat în urma intervenției VAR. O să discutăm despre această fază. Discutăm, o să avem reacții de la stadion. Aici în studio discutăm alături de Gică Popescu și Florin Răduceoiu. Bună seara, domnilor! Salut, începem Costin. Cu faza penaltiului, pentru că e practic faza care putea stabili scorul final, dacă Rapid egala sau poate cine știe, poate Rapid mai dădea un gol. Impresii după faza asta. Gică. Încerc să fiu blând datorită faptului că suntem la bătaie, la zona de play-off cu Rapidul. Okay. Jucăm sâmbătă meciul direct la Constanța. Înainte, cu câteva minute de acordarea acestui penalti, ne uitam cu toții la meci și cineva din cameră a făcut o glumă și a zis: haideți să vedem când de penalti celor de la Rapid ca să deblocheze jocul. Da. Eu cred că, cum ai spus și tu, penaltul este foarte, foarte ușor acordat. De asemenea, cu câteva minute înainte, a fost o fază undeva în zona lui Belu, unde Antisman l-a lovit în față pe atacantul celor de la Hermannstadt și arbitru a lăsat jocul să continue. Era o fază asemănătoare, atunci nu s-a întâmplat nimic. Se pare că a analizat cu o altă unitate de măsură faza din careul celor de la Rapid. Doar de că aici Rapid a fost VAR. Aici e VAR, arbitrul nu vede faza, pentru că se vede, uitați-vă, deci el e foarte, în colțul celălalt al careului, eu nu cred că vede absolut nimic, între, sunt foarte mulți jucători în mijloc, în mijlocul careului, vederea lui cred că e obturată aici, de jucătorii din centrul careului, dar la VAR... Eu aș vrea să-i dau dreptate arbitrului dacă la acea fază cu Iordache ar fi făcut fix același lucru, să dicteze lovitură liberă. Probabil că așa analizează el situațiile de joc. O să încercăm să găsim și faza aia, să o arătăm. E o fază care seamănă cu asta. Adică e o fază în care... Aici s-ar fi putut, joc periculos cu piciorul sus. La prima bară. Aici. Da, de ce și nu poate se dă, fi. Da. De ce nu se dă fault indirectă? Radu, tu ce zici? Da, într-adevăr, este o fază foarte controversată. Într-adevăr, dacă ne uităm foarte bine, este fault la corner executat, nu știu cine este acolo, la prima... Ridică piciorul. Da. După care, într-adevăr, este un contact, este de nediscutat, dar e foarte ceva la care nu poți să-l dai așa ușor. Este, deci, prea ușor s-a dat. Eu tind să spun că nu este penalte. Prea ușor s-a dat, cu tot respectul pentru arbitri, nu vreau să mai intru în polemică cu nimeni, dar prea ușor, oricum, prea ușor. E adevărat, este acest braț care, dar îl lovește foarte puțin, foarte ușor, nu știu, prea ușor totul. Nu mi se pare 11 metri, după părerea mea. Ideea e că acum o săptămână, scurt timp, nu o săptămână. Acum o săptămână. Eram aici în studio și vorbeam despre o altă fază și o analizam cu Dugan, zici, care scotea un penalti. La fel dar și acolo. Cum se întâmplă că toate aceste penalti la limită sunt în favoarea Rapidului? Adică nu putem să trecem cu vederea, într-adevăr, asemenea... Nu putem să fim morți, indiferent cine s-a supărat de la Rapidul sau... N-am nimic cu ei. Ar trebui să se judece cu aceeași unitate de măsură, indiferent de echipa care se află pe teren. Dar parcă prea se întâmplă numai în favoarea Rapidului. Și eu am spus-o, știi foarte bine, Costin, acum câteva ani, că am dat un semnal de alarmă. Mare grijă anul acesta cu greșelile în favoarea Rapidului. La fiecare meci se întâmplă câte o astfel de situație. De ce toate în favoarea Rapidului? Și nu toate în Giulești. Adică poți să spui presiune în Giulești, arbitrii... Ce presiune? Sunt 12.000 de oameni, Dumnezeule, ăștia sunt arbitrii, dacă... Se sperie de 12.000 de suporteri, atunci nu ar ce căuta. Radu, nu pot arbitra sub presiunea publicului. Într-adevăr, dacă ne uităm bine, este fault acolo. Întrebarea e dacă lasă capul prea jos jucătorul de la Sibiu, care încearcă cum să lasă capul? Nu lasă, este în alergare, cum să lase capul jos? Nu, când el vrea să dea cu capul minge, vrea să o respingă și apleacă mult capul, dar întrebarea e... Cum? Nu l-apleacă deloc? Un pic îl apleacă. Un pic, ce, să stea drept, așa n-are voie să-l lase capul jos?
Bun. Uite-l. Nici nu lasă. Era drept și avea piciorul sus. Întrebarea e dacă cei din camera VAR s-au uitat la faza asta vreo secundă sau ei au venit chitiți doar pe faza asta. Păi dacă de obicei te uiți la toată faza, da, trebuie să te uiți. Lovitură liberă indirectă. Da, ideea într-adevăr este foarte ușor. E adevărat, este, vedeți, un el încearcă să protejeze. El se întoarce ineditabil, imposibil. Protejezi. Nu da așa, dar protejează cumva și îl atinge. Foarte, foarte ușor. Se întâmplă astfel de situații în care... Foarte multe situații, da. Multiple. Da, sunt de acord. Da, așa este. Nu, repet. Dar era un comentariu tău, Costin, când ai văzut penaltiul, ai zis nu se poate așa ceva. Și toți cei care eram încăpere acolo. Da. Bun, hai să vedem. Călin Popescu vorbește, cred că el e, hai să-l vedem. O onoare, într-un fel, că reușit să joc cu jucători de experiența asta și mă bucur că am reușit să le facem față și că am și câștigat. Care a fost secretul vostru în această seară? Din punctul meu de vedere, spre deosebire de celelalte meciuri din acest an, am avut un spirit de luptă mult mai bun și astăzi am luptat pentru fiecare minge. Noi avem calitate, dar... Cred că asta ne-a lipsit până acum, iar faptul că am luptat astăzi până după cum puteți vedea, s-a salvat acel penalti, am luptat până în ultima secundă și am câștigat. Te simțeai așa un pic, nu știu, dezamăgit, văzând că ia acel penalti și se pot irosi niște puncte? Da, a fost un moment destul de prost, pentru că a venit în minutul 90, din câte știu eu, dar am avut încredere în Carlo că poate salva acest penalti. Vedeți lupta mai departe pentru voi. Eu cred că acesta a fost un restart, iar de acum vom juca cu același spirit de luptă și vom câștiga mult mai multe puncte acest an. Îți mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu. Bun, hai să vedem faza. Am găsit faza. Este o fază petrecută în minutul 56, începutul reprizei a doua. Ok, nu e în careu. E o fază petrecută aici. Belu Iordache pierde mingea, e deposedat și... își protejează spațiul, de fapt, își împiedică adversarul să vină să-l mai urmărească cu o minge, cu un baraj clar în gât. Iată. Arbitrul lasă jocul să continue, deși era aproape. Probabil că nu a fost, nefiind în interogariul lui, n-a putut fi chemat la VAR. Dar arbitrul era oricum la 20 de metri, 30 de metri de fază. Ok, da, da, aici era nu mai acolo. Sunt 100 de jucători între el și fază. Putea să vadă. Vede aici, că e clar aici este intenție. Intenție și este atacul mult mai dur decât acea penalti, okay. Decât protejarea. Deci facem iar arbitrul nu dă fault aici. Aici nu dă fault. Aici a fost, este și atunci fault. Îl putem suspecta de rea intenție? Bun, hai să vedem ce spune Mădărășan. Așa este. Importantă pentru echipa dumneavoastră aici în Giulești și ce victorie frumoasă, ce meci frumos. Care e așa, nu știu, în momentul acesta sentimentul și care sunt concluziile după această bătălie cu Rapid? În primul rând vreau să felicit băieții pentru că efortul a fost încă o dată la nivel mare. N-am ce să le reproșesc și n-am avut niciodată să le reproșesc, chiar dacă am pierdut foarte multe meciuri și sezonul ăsta sau anul ăsta nu câștigasem până în seara asta. Vreau să le urez celor de la Rapid multă baftă în continuare. Normal că ei, chiar dacă poate obiectivul era pe început play-off-ul și pe urmă, nu știu, cupele europene, cu siguranță publicul este pretențios, își dorește campionatul, dar trebuie să rămână în continuare alături de ei, uniți, pentru că numai așa vor reuși. Referitor la jocul nostru, am spus înainte, în sport, ca să faci performanța, ai nevoie și de noroc. Am avut noroc la un moment dat, de data asta, sau cel puțin până la meciul ăsta, am avut foarte mult ghinion și de data asta s-a întors, ca să spun așa. Este și meritul tuturor, dar mai ales al lui Carlo, pentru că era timpul să ne scoată pe românește. Cred că o repriză bună a noastră, foarte bună a noastră, curajoasă, chiar dacă la început sau în primele 10 minute am văzut iar puțină teamă, au pierdut foarte multe mingi ușoare, ca să zic așa. Dar cum ați gândit tactic acest meci în așa fel încât să arate echipa atât de bine? Chiar dacă nu sunteți mulțumit de primele 10 minute? Atât de bine. Știi cum e? Lumea judecă în general o echipă după rezultat. Și când am pierdut, am jucat bine în multe momente. Dar apar greșeli și asta e. Acum am jucat jocul nostru. Adică
chiar și pe începutul reprizei a doua, joc rapid, pentru că ea aglomerează foarte mult zona mingii și trebuie să nu ne încăpățânăm să ținem, pentru că noi avem probleme, noi de multe ori pierdem foarte multe mingi în jumatea noastră de teren și atunci le este ușor adversarului ca să aibă ocazii sau să aibă situații, pentru că au 30-40 de metri până la poartă, pe când noi ne chinuim să ducem mingea 100 de metri cu 100 de la portar. Și se întâmplă și momente urâte când trebuie să joci lungă, minge lungă și pe a doua, cum se spune, luptă multă. Ne așteptam ca pe urmă, odată ce a ieșit Luca să ne intre în Dugan Zici, pe finalul jocului să urce cu Săpunarul, de-aia venisem și noi cu Antoche al treilea pe linia de fund, dar o victorie muncită. Cum e în momentul acesta, această victorie vine așa ca o gură de oxigen, pentru că nu se modifică acolo în clasament situația dumneavoastră? Da, nu se modifică, dar sunt puncte, contează, chiar dacă se înjumătățesc și cel mai important este că va fi o victorie de moral. Asta am spus că, până la urmă, tot vorbim și cu ei după meciul cu Cluj, am avut o ședință așa și stăteam sau le-am zis să-și pună tot ce simt și ei. E vorba doar de moral, de încredere. Era un blocaj. Asta e realitatea, pentru că, repet, în toate jocurile am avut ocazii mai multe decât am avut în alte meciuri pe care le-am câștigat în turul campionatului. Și a fost și ghinion, fel și fel de trăiri și meciul ăsta la fel. E un meci pe care o să-l ține în minte toată viața, mai ales eu că este primul meci din postura de antrenor ca adversar al Rapidului, dar încă o dată îi respect și bucuria noastră a fost așa una mai restrânsă, pentru că am jucat aici și e normal să le pot respect, cum și ei la rândul lor la începutul meciului mi-au arătat că nu m-a uitat. Ce a fost în sufletul dumneavoastră când ați văzut că arbitru vine la monitorul VAR, se uită și acordă penalti? Sincer, ați simțit așa că se duce iarăși tot norocul acela? Da, este greu. Acum, normal, și VAR-ul a venit să ajute. Sunt meciuri sau sunt momente în care ajută, momente în care parcă, nu știu, gândim că, de fapt, cei din camera VAR judecă cu adevărat meciurile. O spun decent, nu am nimic cu nimeni. Noi, antrenorii, pierdem foarte mult, sau cel puțin și la mine, vorbind de mine, după 7 meciuri fără victorie, acolo unde suntem, se poate întâmpla orice. Plus și în alte meciuri, la fel. S-au făcut foarte greu. Se clătina foarte... așa un pic scaunul dumneavoastră? Simțeați asta? Nu știu. Asta trebuie să spună conducerea, dacă se clătina scaunul. Ideea este că noi, ca antrenori, suntem pregătiți tot timpul, avem bagajul la ușă, ca să spun așa, dar se fac foarte mari greșeli cu VAR. Nu știu, acum n-am văzut meciul, n-am văzut fazele, dacă a fost sau nu penalti la Baba în ultima fază. Până la urmă va apăra Carlo și s-a terminat bine pentru noi. S-a mai liniștit așa lucrurile, spuneți, nu se mai clatină scaunul, poate... Nu știu dacă s-a clătinat. Nu știți. Nu, ce s-a întâmplat data trecută a fost doar de la mine. A fost o chestie, eu sunt jucător, am fost jucător de echipă, la fel sunt și ca antrenor, pun foarte mult suflet, mă simt respectat și consideram că poate e mai bine așa. Asta a fost o gândire a mea doar constructivă. Mai departe, nu știu dacă într-adevăr se clătina sau nu se clătina, asta e, până la urmă legăm cu șuruburi și să stea drept. E victoria aceasta punctul de plecare pentru bătălia asta, pentru salvare? Ne batem acolo, este clar că chiar dacă obiectivul a fost de la început, menținerea, eram undeva cândva și ne-am trezit jos, le-am și spus că ăla nu este locul pe care noi îl merităm, dar va trebui să facem tot posibilul să urcăm în clasament sau să acumulăm puncte, pentru că va fi o luptă până în ultima etapă. Mulțumesc! Ne-am întors în direct, discutăm despre fazele din Rapid, Hermannstadt 0-1. O să mai vedem declarații, reacții din Giulești. L-am văzut pe Măldărășanu. Hai să-l ascultăm pe Ioniță. Nu m-am ajutat destul echipa. Și știu că ar trebui și... E clar că din înfrângeri înveți cel mai mult, dar ne doream să ne apropiem de farul, de primul loc. Aveam o șansă importantă pentru că urmează un meci direct cu ei și o victorie ne ducea foarte aproape de primul loc. Cum crezi tu că au surprins cei de la Hermannstadt ca adversar? Nu știu dacă vă așteptați la ceva și a fost o altă tactică din partea lor? Nu, a fost pur și simplu vina noastră. Nu am jucat așa cum trebuie. Clar ne-am dorit victoria ca în orice meci, dar din păcate nu am jucat ceea ce trebuie din punctul meu de vedere. Doar că
nu știu să spun acum la cal, poate nu am avut destulă atitudine, poate trebuia mai mult de atât. Poate și oboseala, pentru că sunteți mulți dintre voi cei care ați început așa în primul 11 în toate partidele. Cred că toți jucătorii din lotul Rapidului merită să fie în primul 11, nu e un 11 fix. Toți cei care sunt aici au valoare și indiferent cine joacă, trebuie să o facă foarte bine pentru că sunt la Rapid. Dar din păcate în această seară nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Dugan, zici cum este și poate ar fi mai bine să-și schimbe modul în care execută penaltiurile pentru că i-au învățat adversarii stilul? Atâta timp cât dai gol, nu contează modul în care bați. El până la meciul cu Mioveni a marcat de 5 ori, dacă nu mă înșel, din penalti. Îmi pare rău pentru el, îmi doresc să marcheze cât mai mult, ca pentru orice jucător din lotul nostru. Asta este, se mai întâmplă și trebuie să analizăm ceea ce am făcut greșit în această seară ca să remediem la meciul următor. Meciul următor este cu Farul și cum te aștepți tu să fie acest duel? O să fie un meci foarte frumos, cu o echipă foarte bună și clar, cum am mai spus, ne dorim cele 3 puncte ca în orice meci. Mulțumesc mult! Mulțumesc, bună seara! Da, l-am văzut pe Ioniță picat, căzut după meciul ăsta. Rapid a început meciul cu o echipă surprinzătoare, am discutat despre asta și s-a cam văzut. Dar nu e surprinzătoare, este... În momentul în care joci într-o săptămână și trei jocuri, da, se întâmplă ca mulți dintre antrenori să facă schimbări, să schimbe 5-6 jucători, pentru că ei vin după o deplasare la Botoșani, deplasare foarte, foarte lungă. Da? Sunt convins că starea de oboseală poate una dintre cauzele evoluției nu foarte bune a Rapidului de astăzi seară să fie și această stare de oboseală. Noi am simțit aseară la Cluj, în prima recriză, când jucătorii noștri erau de nerecunoscut. Deci nu este simplu, terenurile sunt grele în această perioadă. Deci e normal să facă acest turnover în momentul în care ai un lot de valoarea celui pe care îl are Rapidul. Da, dar echipa a arătat total lipsită de omogenitate, cel puțin în partea de sus a echipei. Păreau și cam așa și era, jucau pentru prima dată împreună. Până la urmă, Ogendara pentru prima dată. Pentru prima dată, Luca Sen este un jucător care tot timpul a intrat în locul lui Duganzic. Papo, un jucător care este de mult timp la Rapid și a jucat în multe meciuri, de nu putem spune că este un jucător debutant în echipa Rapidului. Deci... aceasta a fost singura noutate, a spune, dar a fost adus ca un jucător care poate să aducă o plus valoare echipei, deci... Bun, hai să-l auzim pe Mutu și ne întoarcem. Este o înfrângere pentru echipa dumneavoastră. Care ar fi concluziile după acest meci și dacă, nu știu, considerați că ați greșit undeva în meciul acesta? Bună seara. Da, concluziile sunt simple, mai ales după prima repriză unde am jucat foarte slab, n-am avut ritm, am luat decizii proaste, am fost aroganți, am fost, cred, irresponsabili și superficiali. Și asta ne-a costat și, într-adevăr, seara asta nu meritam să câștig. 4 schimbări făcute de dumneavoastră la pauză, supărat așa un pic pe jucătorii cărora ați încercat să le dați șansă să arate ceea ce pot? Undeva era normal să schimb alcătuirea primului 11 față de meciurile anterioare, pentru că veneam după 3 meciuri într-o săptămână și o deplasare grea la Botoșani. Dar în afară de Ogenda, care era undeva asumată, pentru că are nevoie de minute și doar prin joc poate să le capete și, bineînțeles, să-și îmbunătățească condiția fizică, ceilalți au rămas datori față de mine, față de public, față de noi, pentru că, spuneam, aroganța noastră ne-a costat. Eu cred că am intrat aroganți pe teren, ca și cum am fi câștigat deja,
Iar în fotbal acest lucru se plătește. Dacă nu alergi, dacă nu te bați, dacă nu lupți pentru fiecare minge, fotbalul nu se plătește. Chiar dacă repriza a doua am făcut o repriză bună, nu meritam să câștigăm, indiferent că am ratat și am avut ghinion, să ratăm și penalti. Cred că în seara asta fotbalul ne-a învățat, ne-a dat o lecție, a fost un duș rece și ne-a dat o lecție importantă. Ați riscat prea mult în meciul ăsta făcând această formulă? Nu, de ce? Pentru că am preferit la Ignat, cred că e singura notă pozitivă din seara asta, evoluția lui Ignat, care a jucat foarte bine. Cum e, spuneți că e un duș rece și mă gândesc la penaltiul lui Duganzic, din nou acolo pe final. Cum ați trăit momentul acela și cum e el în momentul acesta? Da, bă, probabil ar trebui să fie supărat, probabil e supărat. Cum să-l trăiesc? Normal, nu... Pe undeva eram sigur că o să ratăm, pentru că nu e seara noastră, iar fotbalul nu-ți dă ce nu meriți. Știți cum e cu penaltiurile? Ar trebui să schimbe un pic stilul? Au început adversarii să-i ghicească modul în care execută? Probabil, vă dați seama că suntem analizați și noi, așa cum și noi analizăm pe ceilalți. Ar trebui să se schimbe din când în când, pentru că să execuți în același mod e și previzibil. Știu că le dați libertate jucătorilor, însă la meciul următor, în cazul unui penalti, l-ați lăsat tot pe Duganzic să execute? Da, o să vedem. Da, de ce nu? Penaltiurile se ratează. Acum nu o să scoatem țapul ispășitor pe Duganzic, care a intrat în repriza a doua și cu ceilalți împreună s-au văzut că echipa s-a schimbat și atitudinea echipei. Într-adevăr, în repriza a doua am făcut un meci bun, ne-a lipsit doar golul, dar, cum spuneam, ne-a costat prima repriză și, nu știu, cred că, într-adevăr, tot și primul 11 a fost o alcătuire asumată, pentru că avem nevoie de minute, sunt jucători care n-au jucat, nu putem să ne pregătim de play-off, trebuie să avem cât mai mulți jucători să rulăm, să fie în formă. Veneam după două victorii, aveam moral bun, eram așteptat de echipă care e bună, dar fiind acasă puteam gestiona astfel de momente. Se pare că nu suntem la nivelul ăla încă și dacă pe deasupra mai ești arogant și superficial, lucrurile se întâmplă ce se întâmplă. Ambițiile sunt mari la Rapid, pentru că toți își doresc un rezultat cât mai bun în acest sezon și mă gândesc dacă nu sunt niște lecții pentru ceea ce urmează în play-off, acolo unde o să fie, așa cum spunem noi, un război incredibil. Da, deja de săptămâna viitoare pentru noi începe play-off-ul, pentru că jucăm contra Farului, care este pe primul loc în momentul ăsta, da? Vă dați seama că aceste lecții, cel puțin din ceea ce mă privește pe mine, am învățat și din această seară multe lucruri. Trebuie să învețe și jucătorii, pentru că nu se poate să joci doar din gleznă. Trebuie să joci pentru echipă, să spui abilitățile și calitățile tehnice în folosul echipei, că altfel nu se întâmplă nimic. Adică nu suntem în fața blocului și nu avem nicio finalitate. Trebuie întotdeauna calitățile pe care avem, că jucăm în jucători foarte tehnici, să le folosească în cadrul echipei pentru a putea câștiga meciul. V-am spus, eu cred că am fost irresponsabil azi, mai ales în prima repriză, nu vorbesc de prima repriză. Mulțumesc mult! Da, cuvinte sănătoase spuse de Adrian Mutu. De obicei, antrenorii, chiar și când pierd, se mai reținuți un pic. Adică încearcă să nu atace jucătorii atât de tare, dar vorbește despre aroganță, irresponsabilitate. Și repetă. Deci nu e o chestie pe care a spus-o odată și în discurs n-a mai revenit. Da, se referă la prima repriză, când Rapid nu a făcut un joc foarte bun. Însă eu aș pune accent și pe modalitatea în care au abordat cei de la Hermannstadt jocul. Am auzit pe Măldărăcean înaintea jocului când spunea că am venit să atacăm. Uh-huh. Au avut o așezare foarte, foarte, foarte sus. Au stat și au făcut presiune aproape de 16 metri al Rapidului. Deci au avut o abordare super curajoasă. Nu i-au lăsat să joace, nu i-au lăsat să iasă cu mingea din apărare, nu le-au lăsat posibilitatea să aibă posesia pe care Rapidul, în mod normal, o are pe teren propriu. Și de aici și posibilitatea lor de a se apropia de poarta sibienilor, pentru că aveau
această poziționare foarte, foarte sus și în loc să se retragă la jumătatea terenului și după aceea să le lase decât o jumătate front de lucru, da, cu ghilimele de rigoare, s-au apărat foarte, foarte sus și au făcut această presiune aproape de poarta celor de la Hermannstadt. De această abordare este una lăudabilă. E echipa din începutul sezonului, practic. A fost arătat această ca abordare din... foarte, foarte ofensivă și cu foarte multă personalitate. Radu. Da, într-adevăr, a fost o echipă foarte disciplinată, am zis, concentrată. Într-adevăr, am revăzut un pic echipa din, din de la începutul campionatului și au dus-o foarte, foarte multe luni cu acest joc. O echipă foarte scurtă, adică nu era o distanță mare între apărare, mijloc și atac, într-adevăr. Și o echipă pragmatică, cum se spune în ziua de astăzi, o echipă care dă gol, într-adevăr, iată această centrare de gol. Cum spune golul ăsta? Ce se întâmplă aici? Aici este o centrare foarte periculoasă. Fază. Da. Foarte periculoasă, de altfel. Nu văd aici, nu știu dacă e un autogol, nu se vede dacă cine e acolo. Junior Moraes este, pare că o atinge. Dacă o atinge Balaure. Sau... deviată de Balaure. E foarte periculoasă, de fapt, e gol, într-adevăr. Această, nu? Este foarte periculoasă. Cea mai periculoasă. Vine de mingea și portarul nu știu dacă lovește, să dă la scurt. Deci stai să vezi dacă lovește sau nu. Nu te duci pe traiectoria mingii. Hai să mai vedem o dată reluarea de aici, de pe linia de 16 metri și să vedem cum se apără Rapid la faza asta și de ce se primește golul ăsta, că de obicei așa se întâmplă. Cineva trebuie să greșească într-o fază și să se întâmple ceva. Junior Moraes e evident că îl pierde pe om, dar aici, până să ajungă mingea aici, mă uitam și la săpunarul ce face la faza asta, încearcă să blocheze un om care venea, nu? Ce spun eu tot timpul? Înaintea atacantului, nu în spatele lui. Puțin în spate. Cine? Cum se pare? Moraes sau Moraes? Ok. O să mai vedem o dată mai puțin, începe. Puțin în spate. Nu știu dacă ia fața bine. La un moment dat. Deci el ar trebui să fi fost poziționat invers, în fața lui. Ok. Da, într-adevăr aici... să ne uităm. Ia să vedem. Deci vine centrarea care este în fața cade. Lui atacantul. Atenție. Nu are ce căuta acolo. Poziționarea trebuie să fie invers. Moraes trebuie să stea în fața atacantului, că n-are cum, știi că tot vorbeam, să scadă mingea exact în spatele tău. N-are cum. Uite, pleacă din bine. Aici l-a pierdut. Uite-l aici. Dar eu cred că e derutat și de săpunarul, am senzația, pentru că are senzația. E distanța mică. Da, aici am zis... Atenție mare! Săpunarul face o mare greșeală. Săpunarul lasă pur și simplu mingea. Da, tu trebuie să respingi. Niciodată frică. Nu trebuie să lași mingea într-o zonă extrem de periculoasă. El practic lasă mingea să se ducă. El credea că eventual... Mai vedem o dată de la 16. Și mie mi se pare că săpunarul ezită. Mare greșeală al lui săpunarul. Uitați-vă, uitați-vă. Vine mingea pe tractoria lui. Da, a lăsat-o să treacă. O lasă să treacă, da, și cred că poate să o atace. Cred, dar o să vedem din nou pe faza. Exact. O dată, deci dacă mai vedem reluarea, o să ne dăm seama dacă evident, putea să o atace. Evident, Moraes face ce poate. Da. Dar acolo ești responsabil de pe Moraes, zona ta. Uitați-vă la săpunarul. Deci săpunarul se uită în stânga, vede că nu e niciun om. Nu știu de ce se uită în stânga, trebuie să uită unde. Ok. Bun, am sfârșit. Și acum, se uită corect, se uită Balaure face pasul înapoi, săpunarul nu vede pasul ăsta înapoi al lui Balaure și atacul din nou. Nu se atace mingea, el nu știe că probabil că nu știe care lui. E în spate. El putea să respingă. Să vedem dacă putea să respingă. Vai, cum să nu? Se întoarce. Acum o lasă. Da, îi trece chiar prin față la un metru. Și el protejează, crezând că în spatele lui nu mai e nimeni. Mai degrabă, în momentul ăsta, săpunarul pare nu este. Care greșește. Dar nicio problemă, să putem să spunem. Este o mare greșeală de interpretare a fazei a lui săpunarul, capitanul. Care e problema? Vine mingea la portar. După aia, da, exact. El a crezut că e mai aproape. Da, până la urmă, o primă greșeală a lui săpunarul. Bun, hai să vedem ce spune și Balaure, autorul golului, și apoi revenim. Bună seara, victorie pentru voi pe Giulești și ce victorie mare, cu ceva emoție așa pe final. Cum e pentru voi la finalul acestei partide? Bună seara, aveam nevoie de această victorie, deoarece nu am reușit să câștigăm niciun meci anul acesta. Ne bucurăm că am reușit să o facem aici și sperăm să obținem din ce în ce mai multe puncte pentru că avem mare nevoie. Ce înseamnă pentru tine să marchezi în Giulești? Sincer, e un moment special pentru mine, că am marcat aici, este o echipă fenomenală cu niște suporteri extraordinari și mă bucur că am marcat și le doresc mult succes mai departe, sper să prindă primele trei locuri. Trei puncte importante pentru voi astăzi, însă ne uităm în continuare în clasament, nu se schimbă mare lucru, e totuși o gură de oxigen.
Da, este o gură de oxigen, este un meci în care ne dăm moral, pentru că noi avem o echipă foarte bună, am avut și puțin ghinion, acum astăzi s-a întors norocul asupra noastră și am reușit să obținem cele 3 puncte. Ne bucurăm și sperăm să o ținem tot așa. Simțeai așa că s-au irosit șansele voastre de a lua 3 puncte în momentul în care ați văzut că arbitru merge spre monitorul VAR și se acordă penalti? Sincer, eram la vestiar, nici nu am văzut, am venit după ce s-a executat penaltiul și mi-au zis colegii pe bancă. Deci n-ai putut să vezi intervenția lui? Nu, mai bine, și așa aveam emoții, mai bine că nu am fost să văd. Cum vezi tu pentru voi lupta aceasta pentru salvare mai departe? E o luptă foarte strânsă, contează să acumulăm puncte, să încercăm să câștigăm și acasă, pentru că avem nevoie să batem pe Craiova și în play-off vor fi 9 finale. Puteți să le câștigăm. Redeveniți. Da, ne-am întors în direct, discutăm despre meciul din Giulești, pierdut de Rapid. Dugan Zici ratează un nou penalti. Mă rog, era un jucător de la Hermannstadt în Careu. Cred că penaltiul ar fi trebuit repetat dacă cred că discuția ar fi căpătat o și mai mare amploare în seara asta, dar e un jucător de la Hermannstadt în Careu. Dacă am văzut eu bine, nu știu. Bun, ar fi trebuit atunci să fie intervenit din nou. Da, și executat. Revar, încă un var, adică să mai fie o fază. Dar execuția lui Dugan, zici cum vi se pare? Da, uite, sunt... Era Schubler aici, era... Da, erau Minosota e aici, da. Erau doi jucători. Doi deja erau intrați. Încă unul mai avea piciorul. Unul era deja un metru și ceva intrat. De repetat. De repetat, nu? Da, după regulament, da. Da. De ce n-a intervenit? Băi, arbitru e acolo. Da, el vede, sub ochii lui se întâmplă totul. Da, așa e. De repetat asta. Bun, și acum execuția propriu-zisă. Radu. Băi, repetiți. Persoana nu-mi place acest tip de... El se oprește total, mi se pare, la un moment dat. E un pic cum a fost și Lewandowski, am văzut. E moda asta, nu știu, de să țupăi înainte. Nu se poate, după care el ridică mingea. Nu ai forță, dar dacă te oprești, dai de pe loc. Da? Că te-ai oprit, adică... dai de pe loc. Și nu ai forța pe care o ai în momentul în care vii în alergare. Și probabil că nici precizia. Credeți, bine, a dat gol. A dat gol așa, dar a plecat-o din portarul în partea cealaltă. Da. Da, probabil că acum a așteptat portarul foarte mult. Să uită până în ultimul moment. L-au citit, s-a uitat la el și a zis, stai pe loc, nu te miști. Bun. Pentru că este greu să ți-o placeze chiar lângă bară, când nu ai forță. Și oricum lovești mai încet. Da. Și atunci... Este al doilea portar care stă pe loc și apare penalti. Dar probabil că totuși portarul are și un plan B. Ok, stau pe loc până în momentul în care se pregătește să e iminent și după aia sar în stânga, pentru că aici bate de obicei. Da, exact. Da. Știu deja, l-au studiat. E mai ușor să dai cu interior decât să pui cu în ultima instanță. N-ai cum. Da, e riscant. Ai mari probabilități să-l greșești. Da, bine, asta este o chestie de execuție personală. Am marcat până acum, i-a mers bine, a continuat să șuteze de maniera aceasta, da? Nu, personal nu-mi place, în sfârșit. Nu știu dacă, atenție, nu știu dacă va mai executa el, dacă am înțeles de la Mutu în conferința de presă. Dacă te uiți, da. El se uită la portar, da. Se uită la portar, numai că portarul stă pe loc. Exact. Și când a lăsat capul în pământ, atunci a plecat. Și nu l-ai văzut. Exact. Perfect. Bun. Ce e asta? Urmează... Ce? Ești nemulțumit. Da, pare rău pentru el, pentru că îmi place ca jucător. A dat... E golghetor... Nu sunt convins că-ți pare atât de mult rău ca a dat. A venit foarte zâmbit, Radu. Se supără rapidiștii pe noi. Da, deja. Joacă cu voi Ioniță suspendat. Ioniță care a luat un galben la mijlocul terenului pentru o fază... Stupid, ca de obicei. Poate stupid. E treaba lui, nu știu. A făcut un faul, da. Un faul cu adversarul care pleca paralel cu linia de centru. Înțeleg oamenii ăștia, doamne. Da. E jucător tânăr. Da, nu mai e tânăr. Nu mai e chiar atât. Nu mai are 20, în niciun caz. 26, niciun caz. Bun, hai să vedem pe Albu și ne mai întoarcem. Mai discutăm despre asta. Bună seara, am plângere pentru voi în această seară. Ce s-a întâmplat? Ce nu a funcționat? Bună seara. Da, în această seară este o frângere dureroasă pe care o resimțim. Nu ne doream acest lucru, mai ales
aseară Faru a luat bătaie, trebuia să câștigăm astăzi pentru a ne menține acolo sus, lângă ei. Din păcate, se pare că nimic nu prea ne-a ieșit în seara asta. Toți suntem de vină. Trebuie să ne uităm pe imagini ceea ce n-am făcut bine pentru a corecta, pentru că de săptămâna viitoare începe play-off-ul și trebuie să vedem ce nu a funcționat pentru a îl pune în mișcare. E și oboseală, au fost și aceste schimbări în primul 11 și poate nu s-au legat lucrurile, pentru că nu erați obișnuiți așa să jucați? Nu știu dacă trebuie să dăm vina pe ceva. Nu cred că trebuie să ne căutăm scuze. Toată lumea este de vină, indiferent cine a jucat de la început sau a intrat pe parcurs, toți suntem de vină. Trebuie să corectăm ceea ce s-a întâmplat în teren și să fim 100% la meciul cu Faro, pentru că pentru noi, cum am spus, atunci începe play-off, săptămâna viitoare de la meciul cu Faro. Trebuie să ne organizăm foarte bine și să dăm totul pe teren. Un nou penalti ratat de Dugan, zici, ce e în sufletul lui și cum l-ați simțit voi acolo în vestiar? Da seama că este o mare supărare, pentru că puteam să egalăm, puteam să forțăm pe final, dacă nu luam un punct. Arata, se întâmplă, trebuie să-l încurajăm. De atâtea ori a dat goluri și ne-a adus victoria. În această seară s-a întâmplat să rateze. Asta este, trebuie să fim alături de el, să ridicăm moralul, pentru că acum da seama că este capul în pământ, este supărat și trebuie să-și revină. Pentru voi, dușurile astea rece, așa din sezonul regular, sunt importante pentru că vă dau semnalul că trebuie să mai lucrați pentru a nu mai face greșelile acestea în timp? Da, bineînțeles. Așa înveți de la aceste meciuri. Nu trebuia să luăm bătaie în această seară, pentru că pe Giulești, așa cum știe toată lumea, nu are voie să ne bată nimeni. Din păcate, am reușit să facem iarăși să luăm bătaie pe Giulești acasă, în fața fanilor noștri. Ne pare rău. Știm că sunt supărați pe noi și noi suntem supărați, îi înțelegem și trebuie să strângem rândurile, să vină alături de noi așa cum ne-au obișnuit. Sunt sigur că la meciul cu Faru vor veni lângă noi, ne vor susține și vor fi alături de noi în play-off, pentru că fără ei nu putem să mergem mai departe. Mulțumesc! Mersi frumos! Da, am revenit în direct și mai discutăm un pic despre meci. Gică, ce înseamnă rezultatul ăsta în vederea ultimului meci? Adică meciului următor, meciul vostru cu ei. Nu va schimba cu nimic datele jocului următor, pentru că vine o echipă de pe locul 4 al campionatului, o echipă care face un sezon foarte, foarte bun. O să vină cu ambiții mari datorită acestei înfrângeri pe teren propriu, pentru că Rapidul țintește unul dintre cele trei locuri care le-ar permite participare în cupele europene anul viitor. O echipă care este la centenariu și dorește să facă o astfel de performanță anul acesta. Ne așteptăm la un meci foarte, foarte greu. Da, însă jucând acasă, noi sezonul acesta am făcut jucuri foarte bune pe teren propriu, exceptând meciul cu CFR-ul, când am pierdut 3-0 toate golurile primindu-le în cea de-a doua repriză. Dorim să câștigăm, bineînțeles, pentru că dorim să rămânem acolo în fruntea clasamentului, în primele locuri. Ne-am dorit să terminăm campionatul pe primul loc, să depindem din momentul de față de ce va face Rapid CFR-ul în meciul de la Șepsi și etapa următoare cu Cluj acasă. Ce așteptări ai, Radu, de la... Da, meci interesant, meci cu două echipe foarte bune, două echipe liderul. Vedem ce va face CFR-ul, dar totuși o echipe foarte bune, cu jucători foarte buni din campionatul nostru. Cred că Gică nu își va schimba filozofia, cred că va dori să câștige meciul, va dori să atace, va dori să facă un pressing avansat, cred. Și un Rapid care cred că va fi în dificultate acolo, pentru că de obicei joacă foarte bine. Echipa lui Gică Hagi joacă foarte bine acasă, joacă bine și în deplasare, dar acasă joacă, exceptând într-adevăr acel
Meci. Deci un meci, meciul cu CFR-ul. Dar abia aștept să-l văd, sincer, pentru că e un fel de finală. Ce să mai sunt? Sunt cele mai bune echipe din acest campionat, cu jucători super buni, foarte buni, practic. Vreau să-l văd pe Alibec, din nou, vreau să văd pe Dugan, deci vreau să văd echipele acestea cum să ne oferă un spectacol pe care n-au obișnuit în ultimul timp să ni-l arată. Deci, abia aștept să-l văd, sincer. Și în final vreau să vă întreb, că n-am apucat să vă întreb, cum comentați plecarea lui Strizu de la FCSB? Radu. Las pe Radu, pentru că eu nu vreau să merg coada la... Era inevitabil asemenea plecare. Dar modul în care a plecat, a fost lucrat de cineva din club. Da, am citit, am văzut. Totuși, omul ăsta a acceptat acest rol, într-adevăr, știa la care ar fi fost rolul lui. Eu cred că merita mai mult respect, după părerea mea. Pentru că, totuși, ești deținător de o licență pro, ai acceptat acest rol, dar, totuși, eu sunt pentru a respecta omul, indiferent de... Chiar dacă poate fi acuzat de cei din club că nu și-a căpătat ieri respectul sau n-a știut să-și... Respectul se mai și capătă sau trebuie neapărat acordat ca ai licența? Eu cred că trebuie să fie și de o parte și de cealaltă. Trebuie să și-l capeți. Respectul nu cred că trebuie să fie condiționat de ceva. Da, okay. respectul trebuie să fie indiferent de situația unei persoane. Respectul trebuie să fie respect necondiționat. Dar atunci când antrenorul, de exemplu, dau un exemplu care a apărut în media, Gazeta a scris de chestia asta, că îl strici pe Bilel Omrani Mirel. Nu trebuie să-l respect. Ok, bun. Câte greșeli se întâmplă. Se întâmplă, e adevărat. Nu e o chestiune în care să poți să pierzi respectul față de persoană. Respectul e respect, indiferent de cine ai în față. Da? Că după aia el face anumite chestiuni. Ok, își creează singur o anumită imagine, cum și-a și creat-o prin intervențiile pe care le-a avut de multe ori, care n-au fost cele mai inspirate, dar omul a avut curaj, a venit în față și a făcut meseria, pentru că el era antrenorul pe hârtie, cel puțin a stilei, a venit omul în fața camerei de la vedere și el a dat dovadă de respect pentru că a fost acolo, nu a zis ceva, nu vin mă, că eu nu sunt antrenor sau eu știu. A venit omul acolo, a spus și a avut de spus. Chiar dacă de multe ori poate n-avea ce să spună, cred. Poate n-avea ce să spun, dar a venit omul acolo cu curaj. Cu curaj a respectat pentru ce era pus acolo. Să vină să reprezinte echipa în fața camerei de la vedere. A stat pe banca de rezervă. Deci el a dat dovadă de respect pentru competiție, pentru echipă, pentru banii pe care s-a luat la FCSB. Bun. Da. Mulțumesc mult de tot, domnilor, pentru prezența în seara asta. Astea sunt transmisiunile Prima Sport de pe 5 martie. Vedem meciurile de mâine. Sunt foarte multe meciuri. Wow. Liverpool, Manchester United, ora 18:30. Betis, Real Madrid, UTA, FCSB. Barça-Valencia. Da. Meciul etapei. Bun. Liverpool, Manchester United, de asemenea, foarte important. Roma, Juventus. Mulțumesc mult. Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. O noapte bună, toate bune, numai bine.